Salut, camarați, bună dimineața! Bă, frate, nu s-o putea să fie altfel că decât așa ca la noi, știi, belgienii au învățat și ei țeapa românească, mega. Știți că acum se pot da la reciclat, știi? Dar e și asta, e cu cântec, știi? În general se dă și de automatele alea la 8. Uite, acum am fost cu o groază de sticle. Uitați-le aici. Aici și mai am și aici, în sacul ăsta. Și mașina nu e pornită. Au zis că la 9. Deci odată la 8, odată la 9. Asta se cheamă bătaie de joc, știi? Belgienii își bat joc de noi la noi în țară. Înțelegeți că, de fapt, ne și fură banii de 34 de ani. Plus că altă problemă, știți? Uite, sticla asta e de săniuța. O beau alcoolici în parcul. Uite, are semnul aici, știi? E reciclabilă. Dar mașina noia, Nelundo, cel ca... Eu nu beau așa ceva, nu știu ce e asta, e băutură spiritoasă. Alcoolicii beau astea, știi? E băutură alcoolicilor. Dar mașina noia înapoi, deci eu ia plătesc garanție, dar mașina nu-i acceptă sticla, deși are semnul de reciclabil, deci asta se cheamă țeapă. Numai într-o zi sau într-o săptămână s-au dat 147 de milioane de sticle de plastic și cutii de bere s-au dat înapoi, știți? La cifra asta de 147 de milioane, vă dați seama, numai dacă 2% refuză mașina, asta fac câteva milioane bune de euro furate de mega de la fraierii de români. Știți că se plătește garanția, dar tu când te duci cu sticla sau cu o cutie de bere la automat, nu ți-o primește. Deci ai pierdut garanția, deci se cheamă țeapă. Nu putea să fie altfel decât toți străinii au venit să ne jefuiască, să ne golească țara de bogății, de bani și de orice și noi punem botul ca fraieri, știți? Așa. Deci, în altă ordine de idei, pot să vă zic că sunt bine. Am strâns, nu știu, vreo 30 de sticle, deci cam 15 lei scot. Nu e mult, dar am scot 3 pâinici pe zi. Bine, nu mănânc eu 3 pâini pe zi, că e prea mult. Deci, e un mic ajutor care îmi prinde bine, înțelege? Bine, și la alții, înțelegeți că în fond e ceva legal, e și practică, nu mai stau peturile aruncate până toate colțurile, până toate gunoaiele, e și igienic, e și practic și mai se câștigă și un ban, știi, așa, asta e cum... Nu mergem pe principiul regelui Franței, apre moale de luși, după mine potopul. Trăim și noi, să trăiască și alții și toată lumea, numai trădătorii de neam și țară și lichelele și canalii care au jefuit țara, ăștia n-au voie să trăiască pentru că ei trebuie să plătească pentru ceea ce au făcut. Așa, azi e luni, început de săptămână. Mai am vreo jumătate de kil de brânză de mâncat, mai am, cred, vreo 4 kg jumate de roșii, deci azi și mâine o ar pe roșii și cred că joi sau vineri mă duc din nou la țară să mai aduc brânză și lapte. Să vedem, poate v-am zis că am și două posibilități de a găsi o cazare la țară pe lângă Comana. Ar fi mișto, știți, sunt doi, o femeie și un om care vor să vândă câte o casă și le-am zis că mă ocup și mă străduiesc să-i ajut să o vândă, dar să stau și eu acolo o zi, două pe săptămână, știți că în fond dacă stau 3 zile la țară și 4 la București, vin aici 4 zile, mai câștig un bănuț și la țară se trăiește mai ieftin mai puțin stresant. Înțelegeți? Deci cam astea ar fi luni, am pășit cu dreptul, mi-am pierdut ochelarii de soare, dar cred că au căzut acolo unde am dormit azi noapte, adică unde am locația de dormit.
Duminică vine îngerul meu păzitor, poate mă duc să fac și o omletă ceva, că aș mânca niște ouă prăjite. În rest, cele bune să se adune, cele rele să se spele. Vă pup cu drag, vă doresc o zi de luni minunată, cu bucurii, cu împliniri, cu satisfacții, cu armonie și cu un pic de cașcaval în plus, că nu strică. Rămânem precum catarii, umăr la umăr. Vă pup cu drag. Pa, camarazi!